Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea Life. Invitații mei de astăzi sunt din scurta sau lunga și selecta listă a ploieștenilor cu care ne mândrim. De această dată avem doi tineri, doi adolescenți care s-au făcut remarcați, obținând niște rezultate absolut deosebite la Olimpiada Națională de Chimie. Încep prin a-mi prezenta acești invitați cu care ploieștenii, după cum spuneam, se mândresc. Este vorba de Alexandra Trandafir de la Colegiul Ile Caragiale din Ploiești. Bună ziua, mă bucur mult. Noi ne cunoaștem de mai multă vreme. Mă bucur mult să te revăd, Alexandra. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Și mă bucur cu atât mai mult că ne revedem în acest context în care vom prezenta rezultatele tale deosebite la această olimpiadă și la alte concursuri, evident. Celălalt invitat vine de la Colegiul Național Mihai Viteazu. Se numește Alexandru Victoria. Te salut, Alexandru. Mă bucur să ne cunoaștem, cu atât mai mult cu cât am ocazia să salut un olimpic la chimie. Bună ziua și mulțumesc și pentru invitație, evident. Hai să începem să discutăm despre voi. Alexandra, cum a fost olimpiada? A fost greu, a fost dificil, a fost ușor, au fost subiecte mai deosebite? Sincer, olimpiada nu mi s-a părut grea, dar nici ușoară, evident. Însă mă bucur că am reușit să rezolv, să atac fiecare subiect în parte. Din ce spui tu, mă gândesc că nu ți s-a părut greu, probabil că s-a ținut cont atunci când s-au făcut subiectele, s-a ținut cont și de această perioadă în care de mult, prea mult timp, putem spune, învățământul s-a desfășurat online și probabil că s-au gândit și la acest aspect. Ne fiind posibil modul de lucru de dinainte în care, știu eu, pe profesorii dedicau mai mult timp celor care participau la concursuri, la olimpiade și pregătirea se derula altfel. Ție cum ți s-a părut, Alexandru? Personal, față de ceilalți, mi s-a părut ceva inedit și puțin mai complicat de altfel, dar mi-a plăcut. Au fost abordabile și au cerut un pic de imaginație din partea noastră. Am înțeles. Dar spuneți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat această olimpiadă? Tot în sistemul acesta online? Da, online. Da? A fost în totalitate online. Și, nu știu, fiind ceva inedit, nu v-au pus niște probleme în plus? Adică v-ați fi dorit să fiți în sistemul clasic, să fiți într-o bancă, să primiți subiectele, să vă ocupați de ele? Până la urmă, fiind o pasiune, chimia asta o faci cum apuci. Ce răspuns bun! Bravo, Alexandru! Mă bucur! Super, super! Bun, acum hai să vorbim despre voi. Tu, Alexandru, ești clasa a 10-a? 10-a, da. La Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești. Și pasiunea ta, înțeleg, chimia. Da, în principal este chimia ca materie, însă mai sunt și alte materii care îmi plac foarte mult. Spre exemplu, anii trecuți, în clasa 6 și 7, am fost la Națională la Geografie, unde am luat premiul 1 și premiul al doilea. Oh, deci nu ești la primul, să spunem, primul rezultat remarcabil la Olimpiadele Naționale. Da, se poate spune și așa. Da, știi că nu s-a avut legătura între geografie și chimie. Dacă ar fi să aleg? Nu, zic, eu nu văd, adică știi, de obicei un elev se duce pe materii oarecum înunite, chimie, fizică, eventual și matematică, să spunem. Chimie, geografie pare, știi, neobișnuit, nu în sensul rău al cuvântului. Sincer, consider că dacă apuci să citești materia, pur și simplu să parcurgi lecția, să înțelegi, inevitabil o să-ți placă. O să faci o pasiune din asta, dorind să studiezi și să înțelegi absolut tot. Tu, Alexandru, ce clasă ești? Tot a 10-a. Tot a 10-a, am înțeles. Și la Mihai Viteazu. Da. Un, nu că laud față de Caragiale, dar am așa un sentiment de apartenență față de Mihai Viteazu, pentru că acolo, acum foarte, foarte mulți ani, am învățat și eu. Da. Un liceu important pentru Ploiești. De altfel, ambele licee, ambele colegii sunt. Eu încă sunt de modă veche și le spun în continuare licee. Știu că trebuie să mă corectez tot timpul, dar sunt două instituții de învățământ absolut fundamentale pentru ceea ce este Ploieștiul acum și pentru istoria Ploieștiului.
Bun. Pentru internațional până la urmă, prin rezultatele pe care le dobândim. Exact. Bun, asta vreau să vă întreb și mă bucur că ai deschis tu subiectul. Bun, rezultate absolut remarcabile la Olimpiada de chimie. Urmează ceva, eu știu că se organizează și Olimpiada internațională, sau mă rog, se organizează, nu știu dacă acum în această perioadă cu pandemia se mai organizează. Dar erau Olimpiade internaționale de chimie, nu? Da, și se organizează și anul acesta. Și anul acesta. Și veți participa? Nu. Nici eu. În clasa 11 aveți tot timpul și toată energia și, bineînțeles, toate cunoștințele necesare. Bun, cum arată o zi din viața unui olimpic la chimie? Eu trebuie să vă mărturisesc, Alexandra știe deja, pentru că am vorbit un pic cu ea două minute înainte să începem emisiunea. Pentru mine chimia rămâne în continuare o mare enigmă. Eu m-am dus către alte discipline, iar pentru mine chimia rămâne un mister care ar trebui cercetat, cel puțin de către mine, foarte mulți ani. Nu cred că mi-ar ajunge o viață sau două ca să înțeleg despre ce este vorba. Și cu atât sunt mai încântat de performanța voastră, o performanță remarcabilă, și nu mă satur să subliniez asta. Și spuneți-mi, vă rog, cum arată o zi din viața unui olimpic la chimie atunci când se pregătește pentru examen, pentru olimpiadă? Alexandra. Pot să spun, mai ales în acele zile de foc în care se apropie olimpiada, o foarte mare parte din zi mi-o aloc chimiei, însă consider că este foarte important să iau și pauze, să am momente în care să respir și să pot să-mi adun gândurile ca să pot să continui mai departe. O mare parte din zi. Cam câte ore dedici studiului chimiei înainte de astfel de concursuri, de olimpiade? Sincer, nu am stat niciodată să număr orele. Da. Pot să spun că sunt 7-8 pe zi, toată ziua, da. Impresionant. Alexandru? Eu pot spune că sunt genul de om care învăț pe tot parcursul anului înainte de olimpiadă și prefer să mai degrabă înainte de olimpiadă să mă relaxez puțin. Trag la foc constant așa cât pot pe tot parcursul anului și în principiu seara lucrez. Câte 2-3-4 ore seara citesc și fac probleme și de olimpiadă și așa mă pregătesc pentru concursuri. Faptul că dedicați mai mult timp chimiei, mai ales în perioadele acestea dinaintea olimpiadelor, asta înseamnă cumva că neglijați celelalte materii? Eu nu pot să consider, nu, în niciun caz, nu neglijez celelalte materii. Îmi aloc timp pentru fiecare în parte și încerc să învăț pentru fiecare. Aș fi fost în stare să pun pariu că vei da acest răspuns, Alexandra. Alexandru? La fel, în niciun caz nu pot să neglijez celelalte materii. Chimia și olimpiadele în general sunt o muncă suplimentară pe care le faci, dar dacă poți să îți faci timp pentru ele după celelalte teme și lecții pentru școală în general. Ce ați simțit în momentul în care ați văzut că Primăria Ploiești v-a nominalizat pe această absolut onorabilă listă a ploieștenilor cu care ne mândrim? Ce ați simțit? Pentru mine a însemnat o mare onoare. Nu mă așteptam, sincer. Mi se pare un vis împlinit, mi se pare ceva incredibil că lumea te recunoaște și toate eforturile pe care le-ai depus până atunci și nu au fost în zadar, au meritat. Alexandru? La fel, am simțit un sentiment de mândrie că pot să ridic numele liceului, că reprezint cineva pentru proiectul acesta. Da, și să știți că într-adevăr reprezentați, sunteți voi doi, mai sunt alți doi colegi ai voștri care au obținut iarăși rezultate remarcabile la olimpiada de chimie. Voi doi sunteți acum în emisiune, mi-aș dori foarte mult să vorbesc și cu ceilalți doi colegi. Toți patru sunteți nominalizați pe această onorabilă listă a ploieștenilor cu care ne mândrim. Și care au fost reacțiile celor apropiați, familiile, cum au reacționat? Părinții voștri, prietenii, colegii? Părinții, bineînțeles, au fost foarte mândri și mai ales prietenii m-au felicitat, toți și ceilalți profesori. Da? Da. Alexandru?
La mine părinții au dat fără în țară toate neamurile cu care n-am mai vorbit de mult. Au fost foarte mândri, prietenii m-au felicitat, a fost și profesorii s-a aflat repede cam în școală, în toată școala și a fost așa un sentiment de bucurie generală. Pentru că și voi a făcut o bucurie acestui oraș, iată și comunitatea locală prin intermediul primăriei, iată, v-a oferit această bucurie, această recunoaștere a meritelor voastre, pentru că nu e ușor să toată valoarea unui elev să fie recunoscută la o olimpiadă națională. Încă o dată, eu vă felicit și îmi face mare, mare plăcere să am astfel de invitații în emisiune, pentru că până la urmă ne-am obișnuit să considerăm că tânăra generație se găsim tot felul de pusuri, că nu citește, că unii sunt gălăgioși, că da, iată că nu sunt toți așa, poate că o mică parte din cei din tânăra generație sunt, așa cum îi descriem noi când suntem supărați, noi ăștia mai bătrâni, să spunem, nu știu, mai trecut prin viață, ca să evit cuvântul bătrân, dar iată că sunt elegi care obțin la concursuri naționale rezultate impresionante și care aduc cinste și glorie a acestui oraș. Acum între noi, că nu ne vede și nu ne aude nimeni, spuneți-mi vă rog, ați primit și voi cât un 10 la chimie, nu după aceste rezultate? Sigur, cu siguranță. Ceilalți profesori sunt mai îngăduitori cu voi măcar în perioada asta. Uite, nu o să-i ascult astăzi pentru că sau nu o să fiu atât de sever cu elevii care merg la olimpiadele naționale, pentru că se pregătesc, știu, nu este materia mea, dar trebuie să le acord un timp de suplimentar de pregătire și atunci nu mai am aceleași pretenții de la olimpici. Se întâmplă lucrul ăsta? Desigur, cel puțin în ultima săptămână, cu o săptămână înainte de ziua cea mare, toți profesorii sunt de acord, ne lasă să învățăm, nu au absolut nicio problemă. Aceea situație și la LMF, Alexandru? Aceeași toți este și la noi, da, la toate materiile se întâmplă. Noi avem olimpici mai la mai multe materii. Și caragiale la fel, acum iau apărarea colegiului Ile Caragiale, sunt, repet, două instituții care aduc multă bucurie și multă glorie acestui oraș. Și ca să nu mă corecteze din nou Alexandru, chiar întregii țări, pentru că sunt și olimpici internaționali. Bun, v-a afectat în vreun fel pregătirea sistemul acesta online? Sunt foarte mulți elevi și foarte mulți părinți care nu că se plâng, dar nu sunt foarte mulțumiți de acest sistem. Sunt voci și unele chiar autorizate care spun că afectează într-un fel pregătirea elevilor. Pe voi v-a afectat? Cel puțin pe mine nu pot să spun că m-a afectat foarte mult, dar totuși într-o mică măsură a fost. Nu a mai fost acel contact fizic față în față între profesor și copil să explice, pentru că se vede mult mai bine expresia facială dacă a înțeles copilul, dacă mai este nevoie să mai explice și s-a simțit. Cel puțin eu am simțit asta, că există o ușoară barieră între cei doi. Tu, Alexandru? În partea mea a trebuit să vin cu un surplus de energie ca să mă obișnuiesc cu aceste diferențe față de sistemul tradițional. Și la fel, mi se pare că este totuși nevoie de un fel de contact fizic dintre colegi și cu profesori ca să ne dăm seama dacă înțelegem, să mai cerem explicații, așa putem să stăm în spatele unei bulinuțe și spunem că am înțeles, dar de fapt. Da, mă gândesc că în cazul vostru cu atât mai mult, pentru că voi ați mers la olimpiada de chimie și ați obținut rezultate extraordinare. Dar chimia se face de obicei în laborator. Ori online, cred că acest sistem online a făcut lucrurile cu atât mai dificile pentru cei care au mers pe acest drum al aprofundării acestei științe a chimiei. Vă e dor de laboratorul de chimie, presupun. Cu siguranță. Dragostiți de această materie. Și cred că a fost cu atât mai dificil. Bun, ați obținut, în ciuda acestor impedimente, ați obținut niște rezultate, după cum spuneam, senzaționale. Sunteți clasa 10-a. Poate unii vor considera că e prea devreme să vă adresez o astfel de întrebare, dar cred că voi v-ați gândit deja la viitorul vostru. Cum vedeți viitorul vostru?
Eu, visul meu, sincer nu sunt 100% sigură, dar undeva 80-90% vreau să fiu admisă la facultatea de medicină. Mai ales că se află în strânsă legătură cu chimia. Exact, exact. Am intuit asta pentru că foarte mulți din cei care aleg să studieze, să aprofundeze chimia, se gândesc la medicină. Și o întrebare suplimentară, Alexandra, spune facultatea de medicină aici în țară? Da, cred că aici în țară o să rămân. Aici în țară. Alexandru? Nu știu, chiar dacă îmi place chimia, nu pot să spun neapărat că m-aș vedea medic sau urmând o facultate de medicină. Mai degrabă aș prefera ceva legat de cercetare, să fac cercetare în chimie. Și voiam să spun că astea sunt discuții care n-ar trebui purtate și eu cu reprezentanții generației tinere. Astfel de discuții n-ar trebui să existe, de fapt. Dar știi că domeniul cercetării este unul din cele mai subfinanțate din România. Banii alocați cercetării sunt extraordinar de puțini. Extraordinar de puțini. Evident că bani puțini, rezultate mai deloc, din păcate. Ceea ce mă face să cred că dacă tu, un olimpic la chimie, te gândești la cercetare în domeniul chimiei, cu părere de rău spun, dar cred că nu-ți vezi viitorul neapărat în țară. Cred că te gândești la o carieră în afara țării. Oricât de mult aș vrea să rămân în țară, dacă trebuie să plec, n-am ce să fac. Sună dureros și e de natură să ne tristeze și probabil că și tu în sufletul tău, într-o oarecare măsură, te simți trist că ai putea fi obligat să iei o astfel de decizie să pleci din țară. Tu, Alexandra, dacă te gândești la medicină, aici în țară lucrurile s-au mai reglat în domeniul medicinei și se pot face cariere frumoase. Au trecut vremurile în care absolvenții de medicină, medicii, plecau în număr foarte, foarte mare peste hotare. Acum lucrurile sunt mai așezate, putem spune. Deci tu cred că te poți gândi la o viitoare carieră de excepție în medicină aici în țară. Se tot vorbește despre construirea noi spitale din toată țara, deci locuri de muncă vor fi, aparatură modernă, probabil că în spitalele noi nu vor fi aduse, știu eu, aparaturi medicale depășite, așa că vor fi condiții deosebite pentru cei care vor să studieze și să urmeze medicina. Deci mă gândesc că tu te gândești la o carieră în țară. Am înțeles. Dincolo de olimpici, dincolo de studii, sunteți niște tineri care au viața lor și pasiunile lor. Și aș vrea să vă întreb, în afară de chimie, care este evident că reprezintă o pasiune pentru voi, cu ce vă umpleți timpul liber? Ce pasiuni aveți? Eu, sincer, mai ales în aceste pauze în care nu învăț, dedic o foarte mare parte din acest timp muzicii, în special. Am început să cânt și la orgă electronică, ascult foarte multă muzică, dansez foarte mult și merg. Îmi oxigenează creierul. Și ce muzică asculti? De toate genurile, toate genurile. Am înțeles. Tu, Alexandru, pasiuni? Eu cu fiecare ocazie pe care o apuc, prefer să plec să vizitez orașe din țară și mi-am propus până termin liceul să vizitez toate marile orașe din țară. Și îmi place să, nu știu, contemplu arhitectura orașelor mari. Am înțeles. Acum, uite, ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii și nu putem să încheiem această discuție fără a vorbi și despre profesorii voștri. Fără a discuta despre modul în care ei v-au câștigat pentru această știință, pentru această materie și modul în care vă îndruma. Alexandra, spune-ne câteva cuvinte despre profesorul tău de chimie. Eu, în primul rând, vreau să le mulțumesc ambelor mele profesoare de chimie din clasa 7 până în clasa 10, doamna Moise Daniela și Doboș Mioara. Le mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care l-au acordat.
pur și simplu cred că această pasiune chimie am câștigat-o pur și simplu participând la foarte multe concursuri. Doamnele profesoare m-au îndrumat, m-au încurajat să particip și pur și simplu am prins o pasiune foarte mare pentru chimie. Alexandru? La fel și eu doresc să mulțumesc profesoarelor mele de chimie, doamnei Melania Marin și doamnei Mihaela Morcovescu, care m-au îndrumat. Mi-au dat mereu materiale și la orice ore din zi și de noapte puteam să le trimit mesaje, să le pun întrebări despre ceva ce n-am înțeles. Și, nu știu, chimia asta este o pasiune a mea, pur și simplu pentru că de mic am vrut să știu cum funcționează lumea. Și chimia reușește până la urmă să explice asta foarte bine. Eu vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că am avut prilejul să fac această emisiune cu voi. Vă felicit pe voi, îi felicit și pe ceilalți doi colegi ai voștri care au obținut rezultate extraordinare la Olimpiada Națională de Chimie. Îi felicit pe profesorii voștri și îmi scot pălăria și în fața familiilor voastre care au știut să vă îndrume și să vă sprijine pe acest drum. Și înainte de a închide această emisiune, aș vrea să obțin promisiunea voastră că la anul, după ce veți obține și în clasa 11 rezultate uimitoare la Olimpiada de Chimie sau la oricare altă olimpiadă, vom sta de vorbă în această emisiune din nou și ne veți povesti cum faceți voi să vă întoarceți mereu, să vă întoarceți cu premii și să aduceți cinste și onoare acestui oraș. Promiteți, da? Promitem. Da. Perfect. Vă mulțumesc din suflet pentru participarea la emisiune. Dar în primul rând vă mulțumesc pentru ceea ce faceți voi, pentru premiile pe care le obțineți și vă felicit pentru premii și pentru nominalizarea pe lista ploieștenilor cu care ne mândrim. Și să știți că nu este o vorbă coală, chiar ne mândrim cu astfel de ploieșteni. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. La revedere și vă doresc rezultate cel puțin la fel de bune în procesul de învățământ, ca să mă exprim așa foarte compus, cel puțin la fel de bune precum cele care le-ați obținut până acum. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine, până atunci toate cele bune.